Gata de omul meu că bă, Tu? Behar apal, eu dau bacul acum, mă, ți-a dus să dau bacul aici. Nu doar să-mi vezi pentru. Ladies and gentlemen, here the film Hobbit, the Gandalf ăla, and the party is not okay here because it's all doors and come on, come with me. This is the captain. Șobolan mâncat rău un pic. Aici? Mușuroien? Filmează mușuroien? Ok. Voi, por qué? Here we live in the winter. Here we, you can see the termopunk. Que, porque, que, nada. And we have a big curte with posta la cal. And this is how we call it here. Acolo am căbănuță cu băuturi să ne facem. In the first century here, you can see the hobbiti. Ce unul cu față? Nimeni acasă. Gandalf. Puteți uita. Păi este una deschisă. Hai, let's go. Come with me. Friend. This is the porumbarul. Here we put the porumbul. And we have here... Ușa de antifurt. Now we enter into Narnia. Are you still in Romania? Yeah. You can see here like it. Bă, dar astea sunt alea care fac eu grătar pe ele. Hai să luăm câteva adevărat. Sunt și de alea, dar repede. Bă, ăsta e vrăjeală, bă. E făcut de ies. Nu e făcut de hobbit? Nu, e de ca hobbit. Aoleu, am tăiat-o pozele de bani capuț. And here is the bathroom where they... Here we make fire. Dragilor, vreau să vă spun că mă simt minunat în acest loc magic. Știi că urcăm și noi, nu? Let's go. Dacă trag ubă și nu ne fac cartă, să-mi fac cartă. Be careful. Simți? Uță? Ce, că cam cade? Am dat-o. Mamă, ne-a terorizat, gata. Bă, nu uităm tot aici. Dar sigur avem voie? Nu, 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 nu. Hai, pe mine. Așa. So, Len... Doamne, bă, îmi stă bine păr... Cred că mi s-a futut casca, că audim mi s-a casca. Nu vă urcați pe balustradă. Te auziți, fetele. Nu am nimic la asta. Uite, bă, aici, aici să face vini, aici să face vini, este un loc foarte sacru. Mamă, ce-a dat-o? Pare rău. Sau de cascada care din... Pute, hai. Hai că pute. Hai că pute. And this is like a 10th century homemade. Bă, nu bateți în geam la om, că nu e om acasă. Hai să-i trăim la om. Hello? Here is the canapea. Here is the... So... Here you can stay on it. You put it like this. De mult, tare de mult. Prin părțile astea de lume trăiau niște zâne. Bă, de ce mă mintește, mă? Era o bună înțelegere cu oameni care știau că sunt suflete bune și nu se amestecau între bruile. Zânele locuiau într-o pădure lângă un râu, iar oamenii numiseră acest loc fermecat Valea Zânelor. Iată însă că într-o bună zi liniștea lucrurilor a fost turbată de un zmeu ca aia. Bă, de harapal, eu dau bacul acum, m-ați adus să dau bacul aici? Nu doar să-mi vezi pentru.
comod? Ce bine dormeau zânele. E frumos aici. Așa, o tânără familie s-a mutat în vale și îndrăgostită de loc, de povești de magie cu iubire și de râvă. Va continua. Păi și unde e destul cărțin? Ai aprins becul? Uite mă, mai avem aici calendar de souvenir grup. Vedeți? E frumos. Deci, merită, bă, frate, România noastră merită o șansă. Votați, Iohannis. Haide. Știi că asta tai la montaj, nu? Nu. Cum să nu? Aici... Scromieriși? Da, aici fumau zânele, că, na, ca și ele, ca niște... Când ieșeau și ele din... Dau și o țigară aici frumos, așa? Una acolo, așa, și da. Bă, am pornit cu fratele meu, Uțian, într-un trip în România. Nu v-am mai filmat drumul, nu v-am mai filmat peste tot. Am stat la Sibiu, lângă Sibiu, la Valea Zânelor. Un loc... Așa că mai întreb lumea, ca gogoas. Frumos, da, e făcut din ciment, nu-i din loc. Uite, uite acolo ciment. Acoperișul e frumos. Scumieră la zâne au. Balos după aia este, e frumos. Dar nu prindem gogoasa cu zânele. Așa că... Uitați-vă și voi pe aici, vă invit să veniți. Cât e biletul? 5 lei. 5 leuți. Chiar e frumos. Dacă vă place ceea ce vedeți, veniți și voi aici. Iisus! Aici îl botezăm, am venit astăzi aici să-l botezăm pe Iisus. Te pun pe clip, prostule. Da, mă, ce faci? Da. Hai, stai și tu copiat. Doamnelor, sunteți Maria Magdalena și Maria Ioana. Îl botezăm pe Iisus azi. Deci... Că suntem pe glină aici. Bine v-am găsit la un nou show, la podcast Conacu. Vreau să... Hai să... Vreau să discutăm astăzi despre... țara noastră, frate. Vreau să discutăm despre țara noastră și l-am invitat astăzi pe nimeni altul decât ai un pic de aplauze. Domnul Uți. Uți, mă poți să-i loc acolo? Pe Iroz. Da. Și-o tot pe rog, sau? Ne vedem amândoi, dragă? Așa. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Vreau să te întreb direct cu cine votezi. Domnul Iohannis. Domnul Iohannis. Da. De ce crezi tu că domnul Iohannis mai merită încă un mandat? Deoarece în primul s-a impus foarte bine contra PSD-ului și acum poate face ceva cu un alt guvern. Deci, practic, noi votăm contra PSD, nu pro-Iohannis. Da. Ok. Asta, din punctul meu de vedere, este greșit, total greșit. De ce? Pentru că ajunge deja de la Revoluția, au trecut peste 30 de ani, aproape 30 de ani, și cred că ne-am obișnuit să votăm răul cel mai mic. Eu zic că e nevoie de o schimbare, eu zic că e nevoie să aducem un om cum este domnul Gogu, Gogu Paleologu. Credeți că domnul Paleologu nu merită o șansă? Da, dar este la mâna lui Traian Băsescu. Corect, este reprezentat de Traian Băsescu, de un partid din Marinarul de Sibiu. Corect, corect, corect. Cel mai mare magician. Așa, a făcut o flotă să dispară, corect? Vrem și noi să aflăm pentru așa din... De toate. Cu cine votați și dumneavoastră, dragilor, vreau să ne spuneți în comentarii acolo cu cine votați. Și să-i mulțumim domnului Marius Tucă Luții, care a venit astăzi la podcast. Îți mulțumesc frumos. Da, și dacă aveți întrebări, nu uitați h0stye.stye.aruntiahu.com sau telefon 077773743. Dați mesaj pe WhatsApp. Noi continuăm pe frecvența 96 FM.
Mamă, ce Caterin Crece. Da, mă, frumusețe, mă, frate. Mai zic ceva de asta. O frumusețe, mă, fraților, o frumusețe, vă ia conacul peste tot. Este rău și prin pădure. Mergem la bunica să ne vadă. Bani jegoșilor! Coie, ce boală avem? Oprește-te mai.